te-ai luat pastilele? Acum trebuie să iau ultima pastilă. Toată viața trebuie să le iei, nu? Da. Bine, în Germania au spus că nu trebuie să iau toată viața. Acum în România ci că trebuie să iau toată viața, nu mai înțeleg nimic. De ce pastile sunt? De tromboză, nu? Și de la ce e făcut? Am căzut după schelă. Merge ținută sub control sau tratată? La toată viața. Dar cum ai căzut? Sudam. Asta e rupt ambele picioare? N-a fost ruptură, a fost o fisură de mușchi la ambele picioare, ceva de genul. N-au fost rupte oasele, a fost fisură la mușchi. Și tromboza s-a făcut din cauza rupturilor de mușchi? Da, da. Mi-a plecat, da, pe ei mi-am afectat și s-a făcut, aveam picioarele pline de cheaguri, de sânge, știi? Mamă, cred că toată familia e băgat în panică. Da, nu puteai să te mai miști de jos. Nu, n-am pus mai mici picioarele. Deloc. Nu le simțeai, cred că. N-am pus mai mici picioarele. Simțeam doar dureri. Și mai era cineva cu tine? Da, erau acolo, băieții care mă ajutau, taică-mă. În Germania aveam o doctoriță și era româncă. Trebuia să mai fac niște analize amănunțite și mă trimitea la o secție specială pentru sânge, știi? Și acolo mă... Și dacă îți face aia vampir? Ce să facă? Metoda aia vampir, să scoată sângele din corp și să-l bagă la centrifugă? Păi nu, e vorba că eu am anumite vene pe picioare care s-au dar subțiat. E nașpa și cu operații? Aș face orice. Deci eu aș face orice la picioarele astea ca să nu mai am tromboză în ele. Asta am zis. Eu aș înlocui toate venele din picioare, nu să fie artificiale dacă ar fi nevoie. Cred că și dacă ți-ai face o operație minusculă și greșești anestezia, ești fatal. Eu n-am vrut să intervin medical, cu nicio tăietură. Trebuie să opresc tratamentul o săptămână înainte. Ce dacă oprești tratamentul, ți se simți o chestie la picioare, o amă? Dureri, mi se fac aici cheaguri. Pe bune? Da, încep la unde e grăsimea asta aici, încep să simt dureri. Și alt rezultat în afară de pastile să nu poți? Și cel mai puternic tratament. Costă? Da, 100 de euro. Pe lună? Da. Și dacă ai avea minimum pe economie și mai ești o chidie? Copii? La 80.000 sparți într-un an. Și cred că mi-a luat tratament în anul. O lună luam, Pe bune? Ți-ai bătut un joc de tine. Cu alte cuvinte. Da, dar nu neapărat de încă, dar mi-am bătut joc de mine tot anul ăla. La 5, la 5 veneam acasă, la 9 plecam iar. Poker, jocuri, distracții. Asta făceai toată ziua? Ba eram în Bulgaria, ba eram în Constanța, ba mergeam până în Austria, mă întorceam înapoi, cumpăr multe haine, du-te iar plimbă-te, distracții, cluburi non-stop. Hai, ce faci? Da, cât au profitat de pe urma ta? Profităm toată lumea, bine, toți care la mai plăteam mai mult masa, dar nu-mi pare rău de mari, sincer. Și nimeni nu ți-a trăgea atenție, bă, vezi că cheltui prea mult. Mai cât atât ai tu, nu știu. N-au știut. De atâția bani. Da. Că tu poți să produci atâția bani. Ba, știau câți bani produc, dar nu înțelegeam unde se duc banii mei, credeau că strâng. Eu eram, făceam 1500 de euro dacă făceam într-o zi, cheltuiam 3000. Tot în seara. Și care e problema și cu jocurile? Sunt mulți oameni în stadiul ăsta. Da, acum ai realizat că eu... Da, am analizat singur. Ai de face? Nu. Niciodată. Dar cum te-ai trezit? Cu practică? Mi-am dat seama că o să-l pierd pe tata. Aia m-a trezit. Păi, cum au părinții tăi când au aflat? Alu, băiatul meu, ești bravă? Nu, le-am spus, deci fii atent cum a fost. Din toți ăștia 80.000 de euro, 45 n-au fost ai mei. Și luasem de la niște prieteni, mă rog, de la cunoștințe la ala. Nu mai aveam cum să-i mai dau înapoi și i-am pus în temă. Și mi-a achitat taică-miu tot, mi-a plătit el tot ce era de plătit. La cine aveam să dau bani, mi-a plătit el tot. Dar condiția a fost să plec din țară, ca să termin cu toate prostiile astea. Ei bănuiau, ei gândeau, bănuiau că eu mă joc și că pierd pe la poveste. Ei bănuiau, în fiecare dimineață la 5 acasă, eu am camere, știi? Am camere la mine acasă și la vulcanizare. Ei se uitau pe telefon, mașina nu era în curte.
Mi-au început să, din câte mașini aveam, că aveam vreo 3-4 mașini la vânzare, începeam să mai am doar cu câte una, câte două, nu mai aveam. Deci eu nu mai aveam, înțelegi? Nu mai puteai să aduci altele. Nu mai aveam de unde. Eu doar spărgeam. Am ăsta, 13 Pro Max-ul ăsta, e al treilea pe care mi-l cumpăr. E al treilea 13 Pro Max pe care mi-l iau. Păi și cu restul ce făceai? Le-am vândut. Pentru bani? Mhm. La final de tot, când nu mai aveam nimic, tot am dat. Asta zic, eu aș vrea, dacă aș putea, aș încerca să... Băi, ai avut noroc, ai avut părinți care te-au înțeles? Că existau alții care, pe efectiv, îi dureau în 14 de ce ai făcut tu. Îți dai seama că și eu m-am dus agresiv, că știam că am spate. Capricile iubirii. Doamna Loredana, v-am văzut cum dădeați ochii peste cap. Nu știați de imaginile astea? Da-ți de seara. Poftim? Sunt de seară. Alea sunt de seară? Da. Lasă măi, imaginile alea cu el, cu șampaniile, da, cu... Da. Ba da, le știați? Da. Le-ați mai văzut? Da. Bun, înțeleg că ai avut un accident. Da. De ce ai avut accidentul? Cum s-a întâmplat? Păi am lucrat cod la cod. Când mi-am deschis vulcanizarea, am lucrat cod la cod să fac când am modernizat-o. Uh-huh. Și când m-am apucat, eu sudam și când m-am pus pe o schelă mai spate, recent sudat, a cedat sudătura, schela cu tija de fier, nu știu cum să zic exact, și am căzut cu tot cu ea. Și atunci... Practic a fost un fel de accident de muncă. Da, la mine acolo, da. La tine. Și ai ajuns la spital. Uh-huh. Și ai făcut, ai tromboză tu, nu? Da, da, da. Și înțeleg că e un tratament pe care îl iei toată viața. Da. Da, dacă ții tratamentul așa cum trebuie, n-ar trebui să ai probleme. Nu, dar eu tot ca am căutat soluții să rezolvă odată, când nu-mi place situația. Dar nu știu dacă se rezolvă chiar așa, se rezolvă cu operație, uite. Unii că nu spun știu. Că da, ți spun că nu. Am găsit în Turcia ceva care ar trebui să-mi schimbe toate venele care s-au subțiat, nu știu exact. În Germania mi-a spus că nu mai trebuie neapărat să iau tratamentul toată viața, în România spun că trebuie, nu știu exact. Exact nu știu. Da, acum depinde cum reacționează, cred că e de la corp la corp, cred că e de la cum se adaptează fiecare corp în parte. Cum te-a afectat treaba asta? Sincer, nu prea am conștientizat, nu prea am lăsat să mă marcheze, nu m-am marcat, sincer. Eu tot am... Da, se văd, venele tale se văd îngroșate. Dacă nu iau tratamentul, da. Dacă iau tratamentul, e ok. Asta spun, că dacă ții tratamentul, pentru că dacă nu... Să știi că sunt oarecum în cunoștință de lucrurile astea, pentru că și eu am o trombofilie, la mine este genetică. Și chiar le sfătuiesc pe femeile care vor să facă copii să își facă și această analiză. Este o analiză care nu știu dacă e decontată acum, eu când mi-am făcut-o nu era decontată de casa de asigurări. Dar e important să ne luăm tratamentul și mai ales să conștientizăm care sunt bolile de care suferim, ca să putem să ne tratăm, ca să ducem o viață cât mai normală și cât mai lungă și cât mai frumoasă. Da. Te afectează gen faptul că ai aflat că el suferă de o afecțiune? Nu. Eu oarecum știam ceva de la mama lui. Uh-huh. Nu știam din ce cauză n-am apucat să discutați. Să discutăm, dar nu. Uh-huh. Cât de important e în cuplu să știe partenerul la ce să se aștepte din partea celui alături de care merge? Da. Sinceritatea este foarte importantă. Pentru că oricum lucrurile acestea mai devreme sau mai târziu ies la iveală. Uh-huh. Și este bine ca celălalt să știe ce își asumă, da? Cu ce are de-a face. Și aș vrea să te întreb, am observat că mă uitam la imagini și spuneai că ai jucat foarte mult. Cum stai cu jocul ăsta? Am mai discutat despre asta, am încheiat de mult subiectul ăsta, uh-huh. Am una și două. Asta s-a încheiat. E încheiat, da. De mult timp, da. Super. Deci dacă ar fi să tragem o concluzie, ar fi aceea că trebuie să fim cinstiți cu partenerul nostru. Onești. Da, este și... foarte important să fim cinstiți cu partenerul în așa fel încât celălalt să știe la ce să se aștepte și dacă poate să își asume sau nu poate să își asume ceea ce urmează. Așa este. Până la urmă, toate deciziile trebuie luate în cunoștință de cauză. Ei, și decizia aceasta asta că se încheie emisiunea, o luăm noi aici în cunoștință de cauză. Vă doresc să aveți un weekend minunat, iar luni de la ora 19